Aurelian, era greu să înțeleagă subiectul. Nu, probabil că era într-o seară mai Mai veselă. bahică, așa, și atunci, da. Nu mai e cu noi. Nu mai. Nu, Mai nu. că a trebuit sincer, vă recunosc că a trebuit să-l dau afară. Deci trebuie să ai grijă un pic, că poate să strice. El a avut o întrebare bună, de asta doar că a insistat pe ea aiurea, așa, prea mult. Mi-au scris și oameni în privat, vă vezi că s-a stricat toată emisiunea. Ideea este că în formatul ăsta eu nu mai am control pe microfon. Altădată eu puteam bloca microfonul. Aici nu mai am control, nu mai am studioul. Fiindcă asta a fost Google a A, tu știai desfăcut. pe el, tu știai pe ăsta. Mie îmi părea numele cunoscut de pe stupărit. Mie nu Acum nu știu personal. contează asta. În fine, trebuie să ai un pic grijă că, da, oameni care știu ce pot, știi. Ca să nu. Deci nu știam și la un moment dat s-a conectat și când am descoperit cine este și nu este cine așteptam eu să fiu, să fie, pardon, uite că asta a fost. Da. Bun. Asta a fost. Eu zic că a fost ok. Ionuț, mulțumește pentru Da, mi-a scris emisiune. și mie. Da. Ah, uite, l-am botezat. Da, ia mateiese el. Am ateiesi, da. Eu am o mică problemă. Se cheamă dislexie. Domnilor, eu trebuie să mă retrag, e târziu, mâine mă așteaptă alte lucrări. Mi-a făcut o plăcere și sper ca să fi făcut ceva. Dacă nu, poate mai corectăm în alte. Eu cred că a fost Uite, foarte vis-a-vis bine de ce a fost merg. acum. Ne putem vedea și într-o altă emisiune, înțelegi, pentru a dezvolta mai în dezbatere sau cum crezi tu că este mai bine. Dar pentru început, cred că a fost un debut pentru subiectul acesta. Da, o să vorbesc și cu alții și văd ce, cum au văzut ei, ce nu am spus eu, ce văd ei mai altfel, cum văd ei problemele și atunci pot veni cu completări. Eu nu l-am mai prins pe Adi Blăgoescu, dar mi-ar place, de exemplu, o dezbatere pro și contra pe mer. Absolut, mi-ar plăcea. Ar vrea să-l aud și pe eu și pe Ioan Guist, că amândoi dau mâna la chestia asta și Da? sigur că ei sunt acum azi o puicile cu elefantul, știi, care se luptă, dar vreau să-i aud pentru, eu, pentru lămurirea mea, că poate eu nu văd ceva și au văzut ei că sunt oameni care, cum să zic eu, sunt mai băgați până în gât în apicultură decât. În decembrie eu am programat un interviu înregistrat telefonic, o emisiune, să vedem cum se va putea cu Nelu Cuist. Și dar tema era cu totul alta, să văd dacă pot strecura în script, adaptez în script și în subiectul ăsta mer, care dezavantajele sau E lucruri. când el a zis că trece pe mer, eu atunci am prins mai tare curaj. Era în momentul ăla când eu făceam viram spre mer. El a zis, ăsta e viitorul, pac, pac, știi? Și după un an zice, renunț la mer. De ce, știi? Și mi-a spus, băi, zice, trebuie să vând și nu e așa mare cererea pe mer. Asta mi-a zis el, zice, altfel aș rămâne. Că a fost sincer, asta mi-a zis. Dragulescu o încerca mai mult, un pic. Ești curios să-i audă argumentele lui. El a dat și alte argumente decât vânzare, care au fost principalul, dar de alte chestii. Știu În că a fost fine. o discuție atunci cu Radu Vuțescu, Cristi Bratu și Adi. Ascultam cu atenție, câțiva ani în urmă, primul an de Jebel, și Adi era foarte format că renunță la ei. Spunea că mai are 100 și renunță. Da, mi-a spus și Deși, mie. Asta mi-a spus și mie, anul ăsta. deși Radu îi aducea argumentele, Cristi spunea că și el ar avea argumentele lui și dacă ar fi, să zicem, la o idee, mereu ar fi un stup pe care și l-ar dori. Dar nu m-a convins atunci, Adi, de ce renunță. Dezbaterea era aprinsă și fiecare și avea argumente care să te pună așa ca mingea de ping-pong în a fi cu unul, ba cu altul.
Da, eu sunt curios pentru că eu l-am auzit pe el când noi treceam pe MER. El era un apărător, un apologet al MER-ului împotriva celorlalți, adică împotriva, discuta cu alții, știi, și ținea suștearul, făcut chiar măsurător cu decimetru pătrat, o măsura și-o da seama că e mai mult puiet în MER. Și, cum să zic eu, la un moment dat a fost de partea asta la altă, în care spunea că MER-ul e mai tare, a trecut dincolo, ok, vreau să văd de ce, că da, nu te treci că te o chema cineva la alt partid că se dă mai bine. Când crezi că ar fi timpul potrivit pentru tine să iau în atenție o asemenea discuție cu Adi și să vedem pe cine mai... Eu cum azi cam liber vinerea, eu sunt cam liber așa mult, dar nu acolo spre Crăciun. Nu. Spre Crăciun nu, ianuarie. Ianuarie. Da, ianuarie și nu februarie. Să încerc să contactez și să-mi adu la un numitor comun ca data. Și tu, dacă Dacă ai va vrea, posibilitate. poate că nu va vrea, poate că, ce știu, nu știu, vorbește, vezi ce zice. Zi, uite, a avut un Cristi, poți asculta emisiune, el s-ar bucura să-ți audă partea cealaltă, ca unul care nu mai vrei mer. Pentru că, cum să zic eu, sunt oameni care nu sunt, adică, cred că n-ar fi subiectiv, adică, pentru ăștia, pentru oamenii ăștia, apicultura ta să scoată bani, da? El, vorba lui prietenul lui Ioan Guist, Liviu Costa, zice, dacă mat cam dă miere și pe eu bag în centrifugă, știi? Deci, adică, domnule, eu sunt super, trebuie să caut cele mai bune metode ca eficiență. Ăștia, dacă un sistem nu e bun, trec pe altul, dacă îi convingă. Pentru ei, da, asta e, vând, trec. Dar eu cred că o problemă mare a celor care au două sisteme e amestecul ăsta de rame, care la un moment dat, dacă merui mai mic și când treci pe mer, merui mai mic, da? Te dă peste cap. În fine, nu mai intru decât târziu. Da. Încă o dată mulțumesc frumos. Mi-a părut Să bine, caut să mulțumesc și eu vorbesc și cu de... Adi. Dacă tu ai persoane care crezi că doresc să le invităm și crezi că poți să-mi dai numărul, te rog frumos să nu eziți. Le voi contacta într-un mod politicos și civilizat să le invit. Deci o să-i Oare întreb voi dacă vor să potrivi? fie și dacă vor vrea după aia să pună legătură cu ei. În primul rând trebuie să Da. asigur că ei vor. Chestia asta cu Aurelian a fost o excepție, crezând că este un cunoscut de-al tău. Am văzut că era dornic să intre un cunoscut de pe stupăritul. Nu, și eu nici nu mai citeam că la un moment dat unii chiar erau așa destul de enervanți în întrebări, știi, sau pa jocoritor, știi, și eu mă chinuiam să formulez așa, să fiu logic, că nu pot fi în două părți, știi, și nu l-am urmărit. Ca să-mi dau seama, unii se vedeau că n-aveau ce căuta, știi, care pe chat-uri. Asta e acum, dai seama că sunt convins că o emisiune atrage orice fel de oameni. Iar stupare sunt foarte țâfnoși de felul lor. Nici o problemă, stai liniștit. Bine, el Nu a vă venit dau după ce eu, scuze. practic, eu am terminat să-mi expun sezonul. Da, și cred că nici n-au urmărit pozele și nici Nu n-au vedea urmărit pozele. pe. Eu încercam să-i explic, uite-te la game-ul meu, uite câte are, cum, de unde, până unde îi, știi? Da, degeaba. Plus că, da, el probabil că băuse ceva și atunci. Perfect. Ce să zic? Noi altădată aici ne prindem și cu discuții mai înflăcărate și ajungem și la 2 ore de discuții. Nu mi-am propus în seara asta că vreau mâine să mă pornesc la drum spre Lyon și să ajung la vot. Voi ați votat? Nu, noi vă dă duminica, doar. Doar duminică. Da, la noi Da, doar noi. duminica, da. Apropo de Vorbeam. Lyon, o să fiu pe undeva Clermont-Ferrat, ceva genul ăsta. Undeva în apropiere de Lyon o să trebuiască să merg. Luna, pe la finalul lunii. Mai Imediat nu îți spun. mă ocup de proiecte de astea europene și am în fiecare lună o mulțime de plimbări, care la început au farmec, după aia cam saturi de ele, dar asta e. Vreau să văd la ce distanță de mine, Clermont-Ferrand. Așa, îți spun Știu imediat că la mă ce distanță uitasem de mine. la oraș în apropiere și parcă Lyon sau Saint-Étienne erau aproape. Încerca Da. să spun pe hartă cam pe unde ar fi. Sunt 159 de kilometri de mine.
Oricum, în general, am un program destul de încărcat, așa că nu o să, cred că ne putem vedea, dar ca idee, așa, văd zona. Tu o să Bun, fii pe direcția, băieți, eu vă las Rion. că trebuie să plec. Da, Cristi, mulțumesc, O seară bună. noapte Mulțumim. bună. Te salut, Gabriel. Mulțumesc frumos. Deci tu vei fi pe direcția asta, dar Lionul rămâne undeva în dreapta, cum văd eu harta. Și suntem cumva pe linie dreaptă. Dar ți-am spus, sunt 160 de kilometri. Da. N-ar fi mare lucru. N-ar fi mare Nu, nu e lucru. mare lucru, dar în general când merg la întruniri din astea avem o agendă destul de plină, Da. adică cam, na, De cam acord. se leagă tot felul de întâlniri și ședințe și grupuri de lucru și alte chestii și atunci doar înainte sau după zilele respective. Dar e mai complicat. Vedem atunci, ai vedea. Aterizezi în Mai Lyon exact. cu avionul și pleci cu mașina sau? Nu știu exact. Nici măcar n-am avut timp să mă uit care e programul exact și care e agenda. Trebuie să merg acum până la Torino, săptămâna viitoare și efectiv până cu o zi, două înainte, nici măcar nu mă uit, nu mă interesează, că altfel nu mai fac nimic. Dar presupun că de obicei călătorești cu avionul. Da, cu avionul călătorim de fiecare dată, da. Nu știu aici dacă este aeroport, dar probabil de la ajuns la Lyon și pe urmă te deplasezi cu ceva spre. Da, nu știu exact care e situația. În Franța nu prea am mai mers. În general, când mergeam în țările nordice sau Olanda, Belgia, de la aeroport era tren și ajungeai în orice parte a țării, în orice oraș mai mărișor, aveai legătură foarte bună. Dar în Franța nu știu exact cum este și care e chestiunea, dar merg cu o colegă și se ocupă de toate detaliile astea, așa că chiar nu prea mă interesează. Presupun că este în zona asta și tren. Nu știu, n-am urmărit foarte clar. Dar autostrăzi, sigur sunt. Sunt. A89 ține legătura între Lyon și. Da, de obicei, dacă nu organizatorii, în condiții în care nu sunt organizatori, se ocupă ei și de transferul de la aeroport. Nu e asta o problemă. Mâine vreau să mă duc să mai pun niște copaci. Da? Am trecut pe la Sârca, pe la pepinieră. Eu am o grădină, o livadă destul de mărișoară și mi-am pus soiurile astfel încât practic de pe la mijlocul lui mai, mijlocul sau finalul, mai depinde cum este anul, când se fac primele cireșe. Cam am după aia până prin început de iulie chiar am cireșe și am văzut că cei de la Sârca au făcut un soi de cireș care laudă foarte mult, care zic că face fructe în august. Un prieten are deja soiul respectiv și spune că nu-i chiar în august, e pe final de iulie, uneori început de august, dar oricum îmi extinde sezonul. Și mi-am mai luat niște zmeură din asta care face toamna, care are fructificație de toamnă. Până acum erau două tipuri, acum văd că apare și al treilea tip. Adică erau, în mod obișnuit, zmeurul face la vremea lui vara. După aia au apărut soiurile remontante care făceau și o fructificație secundară înspre toamnă, în august până în octombrie, până dă zăpada. Toamna, când e frig, surprinzător, deci am văzut și care au prins zăpezi și continuau să rodească. Partea proastă e că atunci când este frig nu mai sunt atât de dulci. Nu se, de, sunt roz, sunt plăcute, dar nu mai au savoarea ca cele de vară. Și acum am văzut că au început să apară soiuri care fac doar fructificații de toamnă și destul de abundent. Adică, dar și asta vreau să mi-am găsit și vreau să plantez mâine. Asta e o zi de plantat. Super. Spor la plantat. Da. E foarte important toamna să fie plantați. Primăvara e o soluție mai de avare, așa, și rezultatele sunt foarte slabe față de plantare de toamnă. Dacă plantezi toamna, câștigi un an. Eu m-ar bate gândul să iau niște coacăz negru și eventual roșu și să-mi plantez acolo unde am stupina. Nu-i terenul meu, acum nu știu cum o vor tolera francezii cu ideea asta de a planta în zona aceea pom fructifere.
Da, nu cred că ar avea o problemă dacă e o pădurici sau ceva, dar oricum de bun simț este de întrebat omul dacă e de acord, dacă... Eu m-am stabilit acolo cu permisiunea unui arendaș, nu a proprietarului, proprietarului la Paris. Da, păi tot, cu arendașul care... Da. Da. Nu, cred că ar avea în niciun caz o problemă. Nu Ba, văd de ce ar avea. generic, olandezul mi-a zis că pot să fac ce vreau acolo. Știi, Da. acum pot ce Adică fac ce nu văd vreau. ce, cu ce l-ar deranja dacă ai planta niște... Eu, un prieten de-al meu, a făcut el un fel de mică livadă și construise o casă și a făcut o mică livadă, după aia a renunțat ca să-și facă în gazon un teren de joacă. Și țin minte că scosese copacii, abia erau puși. Erau puși în toamnă și în primăvară i-a scos. Și mi-era milă că îi aruncase. Și am luat de acolo un vișin, care părea chiar așa de frumos și el și micuț. Vișinul a avut o soartă tristă, că după ce l-am adus la mine și l-am plantat, în toamna următoare l-a ronțăit poneiul destul de mult. Surprinzător însă a rezistat și foarte încărcat. Soiul de botoșani, un soi făcut la fălticeni pe vremuri, e foarte, foarte încărcat. Și ai mei au cules o găleată și ceva de vișine dintr-un vișin care chiar el încă e mic, încă nu e mare, încă nu e un copac mare. Și erau foarte încântați de vișinul ăsta și am mers la Iași la o chestie cu autobuz de Mercedes și când m-am întors, eram cu cineva care cunoștea stațiunea Sârca și toate astea. Eu treceam de multe ori, am trecut pe acolo, dar nu am intrat niciodată. Nici nu știam cum este. Și am mers și am mai cumpărat de acolo și m-a sărit în ochi soiul ăsta de vișin. Și mi-am mai luat și vreo trei vișini, mi-am mai luat destul de multe lucruri. Eu fac o pomicultură în care tratez copaci doar cu toporul sau cu drujba. Adică tot ce nu rezistă se taie. Și am ajuns la performanța, eu n-am stropit deloc în respectiva grădină de vreo 12 ani. Pur și simplu, dacă este, spre exemplu, am un cireș foarte productiv, dar din cauza faptului că face fructe abundent, mari, frumoase, Germestorf sau Hedelfinger, nu mai știu exact, un soi de ăsta german, ele sunt atacate de moniloză, pentru că stau foarte strânse una de alta și dacă e un an mai ploios, putrezesc pe copac. Și pe ăla trebuie să-l tai și să-l înlocuiesc și tot așa. Până când ajungi să ai anumite soiuri sau copaci care nu au nevoie de tratament și reușesc foarte bine să trăiască liniștiți. Am înțeles. Cam asta este. O seară bună, îți doresc și ne Mulțumesc mai auzim. frumos. Ne auzim cu drag. Nu știu ce voi face vinerea viitoare. Aștept sugestii și recomandări și ajutor cu telefoane sau persoane care să-i aducem. Și abia aștept să mai facem ceva frumos cum a fost de seara asta. Da, acum n-ai, nu știu în ce măsură e o chestie publică, de fapt nu e o chestie publică încă. Am vorbit astăzi cu Relu, m-a sunat de dimineață, și vrea să facă miedul ăsta, hidromelul, să-l facă produs tradițional, zonal, să-l înregistreze și au o serie de facilități, nu știu exact care cum sunt, și pentru, îl ajut cu chestiunea asta să demonstreze că eu chestie tradițională, că exista, se făcea de-a lungul timpului în zona Moldovei, în cazul lui vrea să înceapă, dar după aia vrea să găsească persoane ca să-l facă practic să înregistreze în toate regiunile țării. Nu știu exact care sunt avantajele, care sunt facilitățile care le oferă statul, dar e un lucru frumos. Și iarăși voia să fac un fel de îmbuteliere la sticle MIGE 033 ca să fie pretabil pentru a se vinde în baruri, în alte chestiuni de genul ăsta. Părea foarte pornit pe direcția asta. Să facă mie din ăsta frizant, așa, pentru îmbuteliată sticle mici. Poate după ce reușește să facă toată hârțogăria, ar fi ok de a avut o emisiune cu el. Deocamdată n-ar vrea să facă lucrurile publice pentru că de fiecare când cineva încearcă să facă ceva, apar 10 idioți care vor să blocheze lucrurile de parcă el afecta cu ceva. Tu nu ai reușit să te uiți pe întrebările ale mele, să întrebi A, ceva. nu.
Nu, am avut-o. De fapt, trebuia să fac, dar am ignorat și eu. Acum, eu nici nu prea sunt un, cum să spun, nu știu dacă sunt un exemplu, că eu hrănesc foarte puțin în timpul anului. Nu sunt un Tu vedeai în agricultor timp de care bine, să țină eu neapărat să hrănesc aibă familii extrem. puternici sau alte chestii. Eu hrănesc foarte mult, fiindcă eu fac creștere de albine. Da. De-aia îmi prinde bine să am în atenție și pe cineva care hrănește mai puțin. Adică eu sunt, mă rog, m-am limitat la vreo 40 de familii. Am vreo 3 ani de când n-am mai înmulțit, n-am mai făcut decât ocazional aici, colo, câte o roi, câte o chestie. Și pur și simplu nu mă interesează să mă tem. Și dacă este o perioadă mai proastă, da, știu că ar trebui să hrănești și că ar ajuta să în anul ăsta am ceva mai puțin albină de iernare decât anul trecut, dar tot am suficient. Nu pot să mă plâng. Că a fost o vreme secetoasă, inclusiv în zona mea, și s-a văzut asta. În august s-a crescut puțin albină. La început de septembrie, în schimb, a explodat din nou, zicea că e primăvara. Dar da, dacă aș fi hrănit, aș fi fost mai bine. Dar nu mă interesează în mod deosebit, pentru că oricum este suficient. Oricum fac mai multă miere, chiar și pe stațional, decât pot eu vinde. Și cam asta e. Hai că o să văd cum fac și întrebările astea se transmit, că am Mersi tot avut, de când m-am mutat cu partea asta cu proiecte, mereu îmi încep dimineața cu un gând și nu știu ce am de făcut până seara, că am niște licitații mărețe și în fiecare zi mai primesc clarificări, solicitări și toate prostiile. frumos, spor la treabă și să ne auzim sănătoși. Mai vorbim. O seară bună, sănătate. Seara bună, ceau.